partea proastă este că, așa cum este legea, naveta este plătită de către Consiliul Local. Consiliul Local, noi nu avem pârghii de constrângere asupra Consiliului Local. Din păcate, am propus la un moment dat o variantă, dar mi-am dat seama că este periculoasă, ca naveta să se conteze de către unitatea de învățământ. Adică să vină banii de la buget. Exista riscul să pățim cum au pățit elevii, adică să impună niște tarife. Și ce am văzut la minister, m-a uluit, a cerut o situație ministerul acum un an și ceva, sunt diferențe de 10 ori între tarife. Și ministerul avea, bun, face niște calcule și să prindă în legea bugetului, să vină banii de la Ministerul de Finanțe așa cum vin salariile și ne-am dat seama că e o problemă. Deci, dam 100 și ceva de lei naveta sau 150 și sunt colegi care dau pe navetă 450 sau chiar 500 de lei. Este o problemă pe care o avem. Nu o abandonăm, dar fac și și din păcate, primăria este suverană. Parlamentul sau Consiliul Local e Parlamentul Local. Legea 215 dă autonomie. Sunt convins că au fost și procese. În toată țara au fost procese, chiar cu executări silite. Este singura pârghie pe care o avem acum. Acționar de instanță. Altă pârghie, nici măcar Ministerul Dezvoltării Regionale, pentru că ne-am adresat și lor, nici ei și spun că nu au pârghii de a-i constrânge. Am făcut adrese la Ministerul de Finanțe. Pentru că este o prevedere în legea bugetului care spune că din cote defalcate din TVA să se dea și navetă. Numai că, din păcate, Ministerul de Finanțe nu a prins aceste sume suplimentare. Sunt consilii locale care au bani, sunt consilii locale care au și dau dovadă de reavoință, avem și asemenea situații, da? Sunt consilii locale și la un moment dat o situație, vreo 2000 de consilii locale care nu aveau bani pentru plata lunatului public. Mă refer la consilii locale din mediul rural. Dar este o problemă pentru că am spus mereu, un dascăl care are 1200-1300 de lei, dacă dă pe navetă 400 de lei, practic dă un sfert de salariu.